aliniatul 1, litera A și articolul 196, litera 1, litera B din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 15 iulie 2020, orele 13 la sediul Căminului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea autorizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedenți în cursul anului 2020, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2019, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferente lucrărilor pentru realizare de lucrări de întărire de rețea în vederea alimentării cu energie electrică, solicitant Bălădeanu Adrian Răzvan din localitatea Bucium, numărul 165, județul Bacău, către SCDL Gaz, Grid ESA, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferente lucrărilor pentru realizarea de extindere rețea electrică de joasă tensiune, zona PTA-2 Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, către SCDL Gaz, Grid ESA, inițiator primarul Comunei. 6 diverse. Domnul președinte. Domnule, deschid ședința de astăzi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Supunem la vot procesul verbal prin ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Domnule primar, vă rugăm frumos să ne prezentați punctul numărul 1. Expunere de motive privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbateri dumneavoastră se referă la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2020 și a fost determinat de următoarele considerente. Atunci când am supus pe aprobare bugetul local pentru anul 2020 am venit cu propunerea de aprobare a întocmirii documentației pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027. Comuna Bucium, județul Bacău, capitolul 7002, titlul 71. Iar conform hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 17 februarie 2020, dumneavoastră ați aprobat această propunere. În momentul de față se justifică scoaterea din fondul de rezervă a sumei de 100.000 lei pentru începerea demersului și definitivarea elaborării noii strategii de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027, întrucât începând cu anul 2021, nu vom mai putea efectua investiții publice pentru obiective care nu sunt cuprinse în această strategie. Având în vedere expunerea făcută mai sus, rog să supuneți dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumesc, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei președintelui specializat. Mulțumesc. Comisia a studiat acest proiect și au fost de acord cu proiectul privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar din anii precedenți. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă se înscrie cineva la... pentru dezbaterea acestui punct, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Nu? Mulțumim. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 2. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2020. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea numărul 558/055 din 21.05.2020, 8202 din 21.05.2020, transmisă de Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, de analiză și aprobare a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre aprobare în această ședință. După cum știți deja, în ședința de Consiliu Local din data de 29 aprilie 2020, prin hotărârea numărul 16, s-a stabilit contribuția în procent de 35%, pe care Comuna Bucium urmează să o suporte la cheltuielile de protecție în sistem rezidențial al persoanei cu handicap. În conformitate cu prevederile codului administrativ și în virtutea principiilor autonomiei locale și cooperării în administrația publică, Consiliul Județean Bacău
a transmis modelul contractului de asociere care este prevăzut cu anex, ca anex la proiectul de hotărâre. Întrucât Comuna Buciu figurează în evidențele DGASPC Bacău, un număr de 7 persoane cu handicap în instituții de tip rezidențial, consider că este obligația noastră morală de a suporta o parte din contribuția la protecția acestora și, prin urmare, să fim parte în contractul de asociere transmis. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Domnule președinte, mulțumesc, domnule primar. Dăm cuvântul doamnei președinte de la Comisia de Gestionare, doamna Mărăină. Mulțumesc. În urma studierii materialului, membrii Comisiei au aprobat formularea de proiectul inițial de către domnul primar. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă sunt înscrieri pe seama acestui. Dacă nu sunt înscrieri, cine este pentru? Vă mulțumim. Domnule primar, vă rog frumos să reprezentați punctul numărul 3 din ordine de zi. Referat de motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2020. Doamne și domnul consilier, în conformitate cu hotărârea coordonației de guvern numărul 2288 din 09-12-2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele celorlalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, precum și prevederile ordinului comun NAI și NPP numărul 198 din numărul 1422 din 2012, privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a ordinului comun NAI numărul 245 din 3403 din 2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, pentru întâmpinarea producerii situațiilor de urgență specifice și având la bază referatul prezentat de șeful SFSU Bucium, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus spre aprobare necesarul existentul și propunerile de realizare în anul 2020 a principalelor funcții de sprijin, atât materiale, financiare, dar și umane, în vederea gestionării situației de urgență ce pot să apară pe raza Comunei Buciu. Având în vedere faptul că în anul precedent, din taxe speciale PSI, suma totală colectată a fost 7.000 lei, dar și faptul că pentru anul 2020 această taxă nu s-a majorat, iar totalul colectării s-a preconizat a se ridica tot la suma de 7.000 lei, în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre am propus repartizarea sumei de 5.500 lei pentru localizarea și stângerea incendiilor, respectiv pentru achiziționarea unei motopompe și diferența de 1.500 lei pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanele evacuate și alte resurse, respectiv pentru aprovizionarea cu motorină. În anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre au fost detaliate sume din anexa 1, respectiv localizarea și stângerea incendiilor, motopompă la un preț de aproximativ 5.500 lei, pentru asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție a persoanelor evacuate și alte resurse, consum carburanți pentru 315 litri motorină la prețul de 4,7 lei litru, a rezultat suma de 1.480,5 lei. Din punct de vedere uman, conform anexei numărul 3 la proiectul de hotărâre, ar fi nevoie pentru acționarea în situații de urgență de un număr de 28 persoane care să îndeplinească toate categoriile de funcție, însă, după cum cunoașteți deja, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Buciu are în componență un număr total de 14 persoane, la care am adăugat un număr de persoane din cadrul primăriei care se ocupă de întocmirea documentelor și asigură păstrarea acestora, precum și persoane de rezervă. Astfel că pentru anul 2020, pentru gestionarea situațiilor de urgență, am prevăzut un număr total de 14 persoane. Vreau să vă menționez că există obligația Consiliului Local ca în fiecare an să aprobe resursele financiare, materiale și umane pentru buna gestionare a situațiilor de urgență și până de aceea am inițiat prezentul proiect de hotărâre. Acestea sunt argumentele și rog consilierii să analizeze și să aprobe în consecință. Domnul președinte, dăm cuvântul doamnei de la Comisia de Specialitate. Da, Comisia a studiat acest proiect privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor financiare, materiale și umane. Și am fost de acord. Mulțumim, doamnă președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, ceva la
acestui subiect. Nu, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 4 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru realizare de lucrări de întărire de țeană în vederea alimentării cu energie electrică, solicitam Bălădeanu Adrian Răzvan din localitatea Cuciu, numărul 165, județul Bacău, către SECE Delgaz din PSA. Doamne și domnul consilier, având în vedere solicitarea numărul 318 din 29.05.2020, transmisă de SECE Falma Rom, SRL, prestatorul de servicii pentru SECE Delgaz VDSA, înregistrată la instituția noastră, la numărul 2505 din 29.05.2020, prin care mi s-a solicitat adoptarea unui hotărâri de Consiliu, prin care să se acorde dreptul de uz și de servitute pentru suprafața de teren necesară executării de lucrări de întărire de rețea și alimentare cu energie electrică a gospodăriei domnului Bălădeanu Adrian Răzvan, pe teren aparținând domeniului public al Comunei Burciu, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 620 m teren, din care pe durata existență construcție suprafața de 2 metri pe care urmează a fi amplasată fundația de susținere a unui stâlp și pe durata de executare a lucrărilor de montare, montare, conductor, rețea și îndreptare și înlocuire stâlp. Motivația solicitării din partea reprezentantului Delgaz Vid ESA este obținerea autorizației de construire pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 8 din 28.05.2020 cu avizul Consiliului Județean Bacău, în care s-a specificat condiția de obținere a avizului administratorului domeniului public în zona care se execută lucrarea. Acest aviz constă în adoptarea de către Consiliul Local Buciu a unei hotărâri de dare în folosință gratuită de perioada existenței construcțiilor, întrucât zona în care urmează a fi amplasate fundațiile stâlpilor proiectați și a cablului subteran face parte din domeniul public al Comunei Buciu. Iar total suprafața necesară pentru realizarea acestei lucrări este de 620 metri pătrați și este individualizată în plan și anex la certificatul de urbanism și la proiectul de hotărâre. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Domnul președinte. Mulțumim, domnule. Dar dăm cuvântul doamnei președinte de la Comisia de Bugete Finanțe. Da, bine, după mulțumim, doamna președinte, dacă sunt înscrieri pe care dați un subiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 5 din ordine de zi. Referat din motivarea la proiectul de hotărâre referitor la darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferent lucrurilor pentru realizare de extindere rețea electrică și de joasă tensiune în zona PTA 2 Răcăuți, Comuna Cuciu, județul Bacău, către SECE Delgaz VDSA. Doamnă și domnul consilier, având în vedere solicitarea numărul 318 din 18.05.2020, transmisă de SECE Delgaz VDSA, înregistrată la instituția noastră la numărul 2555 din 406-2020, prin care mi s-a solicitat adoptarea unei hotărâri de consiliu pe care să se acorde dreptul de uz și de servitude pentru suprafața de teren necesară executării de lucrări de extindere de țară electrică de șoasă tensiune, zona PTA A2 Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău, de teren aparținând domeniului public al Comunei Buciu. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea dării în folosință a suprafeței totale de 390 metri teren pe durata de executare a lucrărilor ocupată de culoarul tăiat de conductoarele LEA 04 kW, proiectată conform plan și prezentată în planul de situație anexă la proiectul de hotărâre. Motivația solicitării din partea reprezentantului Delgaz VDSA este obținerea autorizației din Consiliu pentru executarea unei astfel de lucrări. A fost eliberat certificatul de urbanism numărul 41 din 605-2020, existând în prealabil avizul din partea primarului Comunei Buciu și a primarului Municipiului Ionești pentru eliberarea acestui certificat, și în care s-a specificat condiția de obținere a autorizației și dovezii dreptului de execuție a lucrării cu respectarea legii numărul 50/1991, cu modificările și complicările ulterioare. Această condiție constă în adoptarea de către Consiliul Local Buciu a unei hotărâri de dare în folosință gratuită pe perioada executării lucrărilor, întrucât zona de 390 de metri pătrați de fereastra Comunei Buciu în zona Răcăuți este afectată de culoarul pe de conductoarele LEA 04 kW proiectată.
Suprafața necesară pentru realizarea lucrării este individualizată în plașele anexe la certificatul de urbanism și la proiectul de hotărâre. Având în vedere argumentele expuse, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost prezentat. Primarul de la Oneș vrea să tragă curent pe teritoriul Oneșului de la DT2 ăsta. Și dacă el nu a dat pentru, nu a ajutat pentru gaz, îl ajutăm și noi pentru... Ca să știți unde e. Dă cuvântul domnului președinte, domnul președinte de la Buzet Finanțe, domnul Buzet. Nu, nu, nu. Nu? Scuze. Eu n-am de la Comisia Juridică. Da, da. Da, mulțumesc. Noi din comisie au studiat proiectul inițial de către domnul primar și au aprobat favorabil conținutul acestui an. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă se cheltuie pe doamna lui. Nu? Așa să putem la loc. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 6, la diverse. Dacă se înscrie cineva, dacă are ceva cineva de spus, vă rog frumos să vă scrieți. Ascult cum are dat, dacă aveți probleme. Sau sunt probleme între tot? Dacă nu, declarați subiția închisă. Vă mulțumim pentru oameni.